Premierul Victor Ponta a afirmat recent că programul Cornul și Laptele ar fi o risipă de bani. Așa că s-a gândit că cel mai bine ar fi să renunțe la acest program și banii obținuți să fie folosiți pentru proiectul After School. Programul Cornul și Laptele a fost introdus în școli în anul 2002 de guvernul condus de Adrian Năstase. Principalii beneficiari acestui program sunt copiii din grădinițe și din școli generale. Însă după 11 ani de funcționare s-a ajuns la concluzia că distribuirea de cornuri și lapte ar fi o risipă de bani. Cel puțin așa consideră premierul Victor Ponta. Așa că executivul ia acum în calcul renunțarea la programul Cornul și Laptele, iar banii să fie folosiți în alt scop. Intenția premierului Victor Ponta a stârnit reacții dintre cele mai diverse și printre albaiulieni. Unii consideră că programul Cornul și Laptele nu are rostul, deoarece oricum sunt grave deficiențe în modul de distribuire și calitatea produselor, în vreme ce alții sunt de părere că cele două produse sunt binevenite și necesare în școlile românești. Victor Ponta vrea să renunțe la programul Cornul și Laptele. Dumneavoastră, cum vi se pare această idee? Dacă bagă fructe, da. Pentru copii. Dacă nu, n-are rost. Pentru că copiii mâncă cornurile. Cel puțin el le aduce sora sa acasă și le mănâncă. Așadar sunt de folos. Foarte. Cornul, cel puțin cornul, da. Și laptele îl bea la școală, ia. Fata, că e fetiță la școală. Eu zic că n-are rost. El spune că ar fi o risipă de bani. Pentru copii risipă. Și pentru ei? Nu-s risipă. Deloc. Deloc. Deci păcat. Dacă vrea să renunțe la pâinea lui, să vadă dacă se poate renunța la cornul și laptele copiilor. Eu spui că nu este un lucru bun. Că copiii au nevoie. Și eu am de copii la școală. Mi se pare de destul de bun. Pentru că toate anii cornurile și laptele nu plecau de unde trebuie. Cred eu. Cum aproape orice în România. Orice afacere din asta. La câte de rele cornurile ar putea să și renunțe. Și laptele vine stricat. De multe ori. Eu am amândoi copii la grădiniță și la școală și... Nu sunt de folos pentru copii? Nu. Poate pentru unii, eu știu, dar sunt, efectiv, sunt stricate tari. Ar putea să le dea, dacă chiar vrea să dea ceva la copii, ceva mai bun. Anual, peste 2 milioane de copii beneficiază de programul Cornul și Laptele. Unii școlari le ignoră complet, alții după prima înghițitură le aruncă la coș, câțiva preferă numai laptele sau numai cornul, dar sunt și elevi care le mănâncă pe amândouă. Copii pentru care cornul și laptele este o necesitate și poate că singura masă pe zi. Așadar, să fie întreg programul Cornul și Laptele o risipă de bani, iar sistarea programului să fie o soluție, poate că numai regândirea lui ar fi suficientă.